Mulțumesc lui Dumnezeu pentru că îmi dă acest har să fiu împreună cu dumneavoastră în această dimineață. Nu este mai mare binecuvântare decât să devii dintr-un rob al diavolului, prinț al cerului, fiul de Dumnezeu. Cea mai mare onoare posibilă este să fii frate cu Iisus. Slăviți să-i fie numele în veci. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a dat această onoare. Și apoi mă îndrept către păstorul dumneavoastră, Domnul să-l binecuvinteze. Ne știm după nume de mult timp. Dar ne vedem pentru prima dată în slujire. Și sper să nu fie ultima. Mi-aduc aminte când am fost prima dată în Austria, ceva timp în urmă, și ziceam, nu o să mă mai duc eu pe acolo. Le-am spus la frații, eu nu știu să predic decât într-un fel. Vă place sau nu, eu o să predic cum am învățat și dacă vă trebuie, o să mai vin, dacă nu, Domnul cu voi. În 2003 eram la Oradea, în anul 3, la Facultatea de Teologie și ne-a adunat fratele fratele care era profesor de teologie, Doru Nafiu, 70 de barbați, teologi, viitor pastor. Și timp de aproape 2 ore ne-a ținut o prelegere teologică. Și-au zis, fraților, care aveți ceva de spus? Nu le-a ținut nimic. Și m-am ridicat și am zis, frate, Doru, nu-ți de acord cu ce a zis dumneavoastră. Profesorul, să n-aibă dreptate, era un frate din spate, un sat imediat în Oradea, acolo predica prima dată la o evanghelizare din Cihei. Mă, cum de voi, de afară? Mă dă afară, ușa e largă, mașina e în curte, mă duc de acasă. Și am zis, frate, 23 de ani am predicat într-un fel. 23 de ani am predicat din aceeași Biblie. Am învățat bisericile pe care slujesc într-un fel. Nu pot fi astăzi altfel ca așa spui dumneatale sau spun alții din cărțile lor. Bine, mă explică de ce vrei să spui. Și am acasă 2 cărți. Ne-am arătat la fratele Morca, la fratele Paul, când a fost prima dată la mine. Pe care le-o dat, fratele le-o dat comandă la surorile de la bibliotecă să le scrie referitor la păstrarea Sfinților în Har. Asta era vorba. În această dimineață, scumpilor, Dumnezeu a pregătit lucrurile, eu doar voi fi o extindere a ceea ce fratele a predicat despre bărbați. Aș vrea să vorbesc despre nevoia de Sfinți. Nevoia de Sfinți. Dacă este nevoie astăzi de ceva, oameni buni, este nevoie de Sfinți. Nu pensiile sunt prea mici. Nu hainele ne lipsesc. Criza nu e de petrol. Nici de curent sau de gaz. Criza e de Sfinți. Sunt tot mai puțini aceia care pot spune uită-te la noi! În 7:17 în judecător spune Gedeon, vă uitați la mine și faceți cum fac eu. În capitolul 28 și cu versetul 16 din Cartea Geneza, un fecior evreu fugea de acasă din cauza unui caracter defect. A ajuns iară frânt undeva, fugea într-una cu un toiag. El și cu toiagul lui. Și a ajuns obosit undeva, Dumnezeu îi trimite un vis. Când se trezește din acel vis, zice versetul 16, Geneza 28, Iacov s-a trezit din somn. Și a zis, cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut.
cu adevărat, Domnul Jehova El Shaddai este în locul acesta și eu n-am știut cât de înfricoșător este locul acesta. Dacă Dumnezeu putea să fie într-o pustie, undeva într-o groapă, într-o virogă, la căpătâiul de piatră, la perna de piatră al lui Iacov, oare nu este Dumnezeu aici? Ba da. Dumnezeu este aici. Mărit să-i fie numele Lui. El este aici pentru că ne spune în Psalm, El coboară în mijlocul laudelor poporului Său. Și așa de minunat a cântat. Sincer, am avut de mult aici, dar îmi place. O atmosferă frumoasă. Nu tot felul de țifroșaguri. Frumos. O atmosferă de biserică fundamentalistă. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Da. Da. În această dimineață aș vrea să vedem câteva aspecte din vremurile în care îngăduie Dumnezeu să trăim și apoi ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Cum putem noi deveni oameni sfinți sau mai sfinți? Pentru că acesta este rezultatul final al trăirii noastre, al trăirii mele cu Dumnezeu. Am rămas așa de surprins și oarecum mă gândesc mereu de când a fost întâlnirea la Baie Mare cu un frate responsabil cu misiunea pe țară. Și spunea fratele ăsta că spunea la frați acolo, Alex Vlașin, că la 10 ani, fraților, surori dragi, băgați, omul ăsta a zis, spune că la 10 ani de la pocăință, sufletul intră într-o formă de fosilizare, de uscăciune, de uscare, de pietrificare. Doamne Dumnezeule, păi când trebuie să fii mai sfânt, omul ăsta spune la 10 ani, sufletul intră într-o formă de fosilizare. Ba mai mult zice el. Dumnezeu, devenim niște dinozauri. Hai mă, dinozauri, păi ăștia se mușcă. Niște corde de alea, niște creste de alea, niște... Pasem unul pe celălalt. Și m-am gândit, mă, din miei, din oi, să devenim la 10 ani dinozauri. M-am uitat cum am dus acasă, cum am și uitat de încălzătoare. Oglinda, am una mare cloșet. Nu are! Așa, nu fiu frumos, nu nici tare. Dar vreau să vă spun, a dinozaur nu arăt. Numai că el spunea că noi devenim, posibil să devenim dinozauri pe dinăuntru. Știți ce zice Dumnezeu către Ezechiel? În capitolul 14 și versetul 3, Dumnezeu stă de vorbă cu acest bărbat și zice, măi Ezechiel, e fii tu foarte atent. Și ațintește privirea Ezechiel. Îi arată Dumnezeu, zice așa, fiul omului, oamenii aceștia își poartă idolii în inimă, nimeni vezi. Își poartă idolii în inimă și își pironesc privirile spre ceea ce i-a făcut să cadă în nelegiuire. Să mă las eu să fiu întrebat de ei? Omul nu l-a abandonat pe Dumnezeu. Greșeala, păcatul omului, îi că a abandonat puțin câte puțin din Dumnezeu, din ce spune Dumnezeu și a înlocuit cu ce spune El. Aici e greșeala. La un moment dat intră grabnic în chilia, în casa, în camera unde stătea Staupitz, confesorului Martin Luther. Și-a zis, Părinte, Dumnezeu mă urăște! Stai, măi, nu te rămâne. Stai, Martin, ce baiure. Părinte, Dumnezeu mă urăște!
eu zis el, nu. Nu Dumnezeu te urăște. Tu îl urăști pe Dumnezeu. Problema nu e la Dumnezeu. Problema e la tine. Se întâmplă o anumită frângere la nivelul creierului spiritual. Se întâmplă o frângere a nervului. A nervului sfințeniei spiritual la nivelul cerebral. Și nu mai poate coborî această putere a sfințeniei în inimă, în mâini, în picioare. Un mare scriitor francez, Jean-Paul Sartre, a scris multe. Printre altele, a scris un roman, Greața. Analizând lucrurile care se întâmplă în jurul lui. A scris un roman, Greața, se înxa, îi venea o stare de vomă, de greață, văzând ce se întâmplă. Un mare teolog român, Dumitru Stăniloae, are o carte în care scrie despre procesul de îndumnezeire, de sfințire a omului. Și spune Dumitru Stăniloae, uneori Dumnezeu îngăduie ca omul să ajungă mai jos decât nivelul animalelor. În beție, în destrăbălare, în curvie, ajunge într-un grad jos de tot. Ca acolo să-i fie greață de el. De halul în care a ajuns. Și de acolo începe apoi ridicarea, curățirea, spălarea, sfințirea, trăirea pentru Dumnezeu. Mare nevoie este astăzi în biserici, în familii, spunea fratele, întâi la nivel personal, apoi la nivel de familie, pentru că biserica e formată din familii. Și când o familie se îmbolnăvește, toată biserica se îmbolnăvește. Când o familie se însănătoșează, biserica capătă putere. Este o speranță de mai bine. O întrebare care se cere. Este o speranță posibil ca în Biserica lui Dumnezeu să fie oameni sfinți? Păi dacă Dumnezeu spune asta, în 19:6 în cartea Exodul, îi scoate Dumnezeu, mărit să-i fie numele în veci, cu mână tare și puternică, niște robi plini de bube și de proi pe spate, numai răni, hârzi, bărboși, de bărberii, de spalați, jegoși, îi scoate afară, îi trece prin Marea Roșie, îi duce în pustiu. Și acolo le vorbește, spune 19:6 în Exod, voi îmi veți fi un neam sfânt. Mare plan avea Dumnezeu. Nu contează că te-ai născut în oarta de sus. Știți unde e oarta? Nu știe doar pe hartă, nu. Nu știe unde e nimeni. Oarta nu există, nici strânt, nici corp. Să te aduiască, Domnul, de aia cineva care îți scrie unde-i pe hartă oarța. Dar nu contează unde te-ai născut. Cum? Că ești înalt, că ești mic, că ești gras, că ești blond, că ești crez. Dom'le, știi ce spune Dumnezeu la David? Te-am luat de la spatele oilor. Mă, din ce-o păturar, mă, puțeia oi și a balică de oi și cu campou la mână. Și te-am făcut împărat! Împărat! Din om stricat să fii Sfântul lui Dumnezeu. M-am uitat în Exod, capitolul 5. Trebuia să-l traducă Aron pe Moise din limba ebraică, limba ebraică. Așa era de bâlbuit și de îmbârligat la limba, că nu înțelege nimeni. Ăsta-i vorbea la Aron și Aron vorbea la popor. Dar scoate afară cărțul lui Moise din Biblie, nu mai pricep nimic. Scoate pe Moise din istoria evreilor, nu mai pricep nimic. Pentru că Dumnezeu l-a șlefuit pe acest bărbat. Dumnezeu a lucrat la acest bărbat. Dar zice acolo în cartea Exodul, voi înveți un neam sfânt, un popor sfânt. Vine însă cartea mai aproape și dacă vă uitați în 1 Petru, capitolul 2, 1 Petru,
capitolul 2 și versetul 9. Voi însă sunteți un neam sfânt. Voi sunteți un neam sfânt. Punct! Amin! Slavă Domnului! Iată afirmația lui Dumnezeu despre dumneatale care cânți, despre copilașii, despre surori, despre frați. Acum, astăzi, aici și acum, voi sunteți un neam sfânt. Bă, nu te îndimpă la inima așa, nu te credează când auzi ce spune Biblia. Fiica mea e clasa 10, vene pe 11 la 5-a, în Baia Mare. Și când o în prima zi sau a doua zi de școală, la liceu, a venit un băiat și s-a adresat cu vorbe nepotrivite. Și a zis, bă, eu te cunosc, suntem colegi, niciodată la mine să nu vii cu vorbe din astea. Niciodată să nu-ți permiți să vorbești în halul ăsta. Să cunosc un pic așa? Păi de ce? Eu sunt fată, eu sunt pocăită. Ai, mă, bă, da, nu pocăită. Nu știu. Nu mai vii la mine cu texte din astea. O întrebare așa, tu ești sfânt, vine persiflant. Tu, mă, tu pocăi. Tu? O citit Dorotea la un băiat care are pe, au tinerii pe niște, de astea pe mână, brățări din astea cu, nu tot felul de cu cuvinte, pun și are o anumită semnătate. Tu ești sfânt, tu ești Fiul lui Dumnezeu, te pocăiți. Și doar citește la un băiat. Ăla, domnule, eu citim, nu vrea să știe în clasă că el e pocăit. Tu ești sfânt? Afirmația biblică e, tu ești sfânt. Tu ești un popor sfânt. Se uită Dumnezeu peste fața pământului. Nu vede nimic ce-ar fi vrut. Se îndreaptă către poporul lui. Se îndreaptă Dumnezeu către poporul lui. Și zice în cartea lui Ieremia, la capitolul 5, așa scrie profetul. La Ieremia, capitolul 5 și versetul 1. Nu vede nici într-o țară, nicăieri. Și acum era normal ca în poporul lui, măcar în poporul lui, să fie cineva. Și zice Ieremia, capitolul 5, versetul 1. Cutreierați voi, oameni, ulițele Ierusalimului. Uitați-vă și întrebați și căutați în piețe dacă se găsește un om, dacă este vreunul care să-mi făptuiască ce este drept, care să se țină de adevăr și voi ierta Ierusalimul. Nu o găsi niciunul. Tu ești un neam sfânt. În vremea lui Ieremia, Dumnezeu nu o găsi niciunul. Trec ani. Trec ani la rând și Dumnezeu mai caută. Are nevoie Dumnezeu de oameni. Eu spun mereu la Dorotea, de foarte multe ori când iasă din casă, două lucruri. Unu. Primul lucru. Fii smerită. Pentru că mândria te departe, te desparte de Dumnezeu. Și fii bună. Pentru că răutatea te desparte de semeni. Dar dincolo de orice, trebuie să fii de nota 10. Avem la Oradea un coleg. Cinciu! Dobi! Cinciu! Ia să-i dau peste mână. Bă, cum cinci, măi? Dacă nu, dacă se cere, vii, vrei să-ți faci un hăizaș pe casă, un acoperiș pe casă. Bă, nu chemul care trece pe drum cu o rudă în spate, în pădure, și îl chemă, nu vrei, nu poți face mie ca acoperișul pe casă. Cel mai bun îți trebuie. Nu mai sunt meseriaș bun. Când eu lucram la trus, acum zeci de ani, era un meseriaș dumnezeiești.
puteai conta când trebuia să trecă mașina, când trebuia ceva. Ce-a vorbit la domnule? Pe loc rezolva problema. Peste tot, nu-i merg la un medic sau merg la unui electrician, chem pe oricine, ca să iei foc casa. Peste tot trebuie cei mai buni. Nu dau oare de la Dumnezeu? Oricum, orice pocăină. Dacă trăiesc până la Crăciun, o să am ani mulți, dar o să citesc Biblia 28-a oară. Mi-a plăcut așa de mult că fratele amintea că să citim Biblia în fiecare an, măcar o dată pe an. M-a botezat în 1980 și ar trebui să o citesc a 35-a oară. Numai 28-a oară, nu spune aici de ce, n-ar fi tare bine. Dar parcă n-am citit-o niciodată, de fiecare dată, când trec printre cuvintele lui Dumnezeu. E a cincea Biblie care o uzez. Nu mă pot despărți de asta, că cincea. Am prima care am primit-o de la... Era la București atunci. O am Biblie document acolo. Am mâncat Biblia. Tineri dragi, să fii în casă de pocăiți și să nu fii prieten cu Iisus. Astăzi, domnule, știi că Basilica e cu ăla. Știi că Ioana e cu aia. Mă, dar nu-i mai cu ăla. Păi la modă, domnule, mă scripă creier, n-ajung la creier. Cum mă să fii prieten cu Iisus? Cine o lună de zile, două luni de zile și după aia cu altul. Să nu fii prieten cu Iisus. Cum poți fi prieten cu Iisus? Nu era ciocolată când eu îi făceam curte la Antonella. Cea mai frumoasă și binecuvântată soție din lume, aici cu mine. O soție minunată. Dar dacă trebuia să mă duc pe lună să iau o ciocolată, mergeam până acolo să-i dau ciocolată. În 80 și 1, 2 nu era ciocolata asta. Astăzi, eu nu știi de care, te uiți de care. Nu-i la bă, acum trebuie să-i cumperi sterile. Bun. Dacă prietenia cu o fată pretinde ceva, prietenia cu Iisus. Nu-i așa că cere timp, te gândești. Băieții care dau poezii pentru fete, pot să le dau 50-100 de poezii. Câte poezii scrii, te gândești la lucruri. Dar să fii prieten cu Iisus. Cum poți fi prieten cu Iisus? Caută Dumnezeu în vremea Ezechiel și nu află pe nimeni. Zice aici Ezechiel, capitolul 22 și cu versetul 30. Ezechiel 22 și cu versetul 30. Caut printre ei un om care să nați un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară, ca să nu nimice. Ascultați frângerea de inimă, de tată, de stăpân al lui Dumnezeu. Și zice, dar nu găsesc niciunul. Extraordinar. Niciunul. Păi dar sunt proroci, Doamne! Predicator, pastor! Unde să ia? Niciunul. În vremea lui Enoch, măcar unul era. Nu, așa zice Biblia. Zice Biblia că Enoch a umblat cu Dumnezeu. Câți ani? Prințule, câți ani a umblat Enoch cu Dumnezeu? Ce față ești? Dumneata, da. 6. Oh! Să-ți mai dau un an. De la clasa șerche, intri la bar mitzva sau când îi... Câți ani a umblat Enoch cu Dumnezeu? 300 de ani! Fără vacanță, fără concediu. Aud mereu, dom'le, acum ați frați în concediu. În vacanță. Nu fi la adunare, nu pe adunarea mai slabă, așa. Nu știam înainte de revoluție, nu știam atâta concediu. Nici n-am ideea de adolescență la copii. Dom'le, perioada de adolescență, copiii sunt așa un fel de
ce știu eu, cum, ca dinamită, de, de ouă, de nu știu ce, nu cumva să pui mâna pe ei ca să spară. Ce e adolescență? Doamne, și eu așa cred, am avut un an, 2, 3, 10, 15, 20, 50. Dar nu știu de adolescență. Știu numai din uie. Uiala și cureaua. Fest! Ce că nu mă duc, că nu pot, că nu știu? Într-una! Acum, odată ce ai cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie baza. Au fost oameni al lui Dumnezeu în toate vremurile, chiar dacă nu ar fi numai unul. Totuși Dumnezeu va avea oamenii Lui. Important e a cui sunt eu. Ce identitate am eu? Ce fel de om sunt eu? Pe cine reprezint eu? Pe cine reprezint eu? Cea mai mare nevoie, cea mai mare nevoie astăzi e de oameni sfinți. Oameni care se poate spune, spunea fratele, ca și odinioară, Pavel, călcați pe urmele mele. Nu că Pavel, și asta a avut, și el, nu fi fost el picat cu roa. Nu se referă la faptul că călcați pe urmele mele și că e regulă. Nu. El zice, voi călcați pe urmele mele și aveți siguranța că mergeți bine, pentru că eu mă duc pe urmele lui Iisus. De-aia spunea călcați pe urmele mele. Adică, calcă pe urmele lui Gobi, uneori s-ar putea să... Nu? Călcați pe urmele mele, oameni buni, căci eu calc pe urmele lui Iisus. Și atunci ajungem la Dumnezeu. Măriți-i fie numele în veci. Problema e dacă este așa de mare nevoie de oameni sfinți. E așa de mare nevoie de oameni sfinți. În capitolul 12, cu 14 în Evrei, spune, căutați poruncă supremă, căutați sfinția fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. E frumos să ai o religie. Dumnezeu, religie e tot. E frumos lucru. Dar nu religia spune tot, ci relația mea cu Dumnezeu. Însă în Ioan capitolul 12, referitor la sfințenie, este un verset în Duminica de Florii, la intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Aici vedem lucrul acesta. Zice Biblia în Ioan capitolul 12, și versetul 21 s-a apropiat de Filip, grecii, care era din Betsaida Galilei, l-au rugat și au zis, Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Asta arată foamea după Dumnezeu, după altceva. Cea mai înaltă civilizație a vremii. Cei mai înțelepți oameni ai vremii. Pentru că noi nu suntem făcuți numai să privim numai la stânga și în dreapta. Nu știu unde am fost la evanghelizare, acum nu de unde am fost oare. Și a spus un frate o poezie de Costache Ioanid. Noi suntem chemați să privim dincolo de stele, la Dumnezeu. Să analizăm ce-i dincolo. Eram la tabără la Băsești cu oameni copii după Revoluție. Și am ieșit afară, urmăream copiii săraci, erau copii mici. Și după ce am băgat înăuntru, am stat pe niște bușteni de lemn. Era vara, senin. Și m-am uitat la stele. Și am stat predică de la clipe acolo și în rugăciune și în uimire. Mă uitam dincolo și gândeam dincolo. Oare acolo e tata? Îi pot eu spune Tatăl la cel care e dincolo de stele. Așa de mult doresc oamenii cei din jur să vadă un om pocăit. După 15 ani de servici și 15 ani de bajocură, cum au vrut ei mă bajocori? O singură dată l-am prins pe unul și l-am lichit așa de o tablă, mă obținut, că puteți să mă fac cu pahaine cu hostea.
O zis băiatul șefului, Gobi, toate îmi plac la tine. Un singur lucru îmi place, că ești pocăitul. Băi, tocmai asta-ți place, mă! Că-ți pocăit, că te-ai săturat de bețâie și spurcăciuni și firme porno și mizerii! Că nu pentru asta ai fost făcut! Trec ani și în urmă cu câteva luni m-am întâlnit la spital cu un fost coleg. Și-o zis, Gobi, am vrut să vin cu socul la tine, socul meu e martor. Nu mi-aș fi închipit niciodată ca omul ăsta ce să vedem lucrurile astea mai târziu. Că zice aici, dacă vă uitați în Fapte, capitolul 3 și cu versetul 5, spune și el se uita la ei cu luarea minte. Crezi că nu ne văd, nu ne filmează cei din jur? Mă, cu microscopul se uită la fiecare gest, la cum faci, cum te îmbraci. Și apoi, nu a pocăit. Mă întâlnesc cu el la spital, cu Ghiță Tegăr, în cază părție. Și-o zis, Gobi, am vrut să vin cu socul, să-i arăt un pocăit. Nu mi-o folosine când o să cer. Pur și simplu, m-am rușinat. Mă, da, dacă eu, te Gobi, te urmăream la servici. Cum tu te trezeai de o parte, între table, acolo, pentru că posteam. Și nu mâncam, nu puteam sta împreună cu ei. Ani de zile. Dar dacă omul ăsta, după 30 ceva de ani, și-o dat seama că între ei au fost altcineva, un alt fel de om, ăsta e cea mai mare binecuvântare. Aleluia! Scumpul meu tânăr și tânără, frate și soră, suntem chemați să fim oameni sfinți. Într-o lume putredă și mizerabilă, Dumnezeu ne cheamă la sfințire. Ne cheamă la sfințenie. Acum întrebarea e, cine sunt sfinții? Eu slujesc o biserică, două, una în Strâmb, unde sunt martori din 1942. Când m-am dus eu acolo, a fost o revoluție și la ortodoxi și la martori. Preotele ortodoxi, într-o zi de rusalii, mergeam cu primele femei, când erau încă botezate și de sine, la biserică, o clădire de un barată de un englez, din voioșe, gândă, rea, acum m-au făcut. Dar acolo ne adunam. Și-o zis, da, unde te duci? Păi mă duc să mă rog, la închinare. Și acolo am auzit cântând, cine ce fac larma acolo, cine? Bă, sunt frații mei, ce fac? Cântă, la cine? La Iisus! Și m-o scuipat în față preotul. Era cum nu trebuie, am șters. Există așa cum într-un dicționar, o referat la miliție, îl dădea în curenta rău, dar mă întâlnesc după ani de zile cu el în piața de alimente, în Baia Mare. Eu am cheie de la mașină, am un urbuleț în urmar, le-am băgat veriga aia pe deasă și mă uitam acolo și simt că cineva mi-e cheile de pe mână. Acum, cu cheile fără mașină, cu mașina fără chei mai fac ceva, dar cu chei fără mașină. Ceva prieten, ceva cunoștință. Și cum mă uitam acolo, la un moment dat mă întorce, tot de dar, nu tine, ce face cu cheile? Preotul din Strâmb. Și eu zic, ce fac? Dar ce faci în Mărioara Lunț? Ok, Mărioara Lunț, dirijorul de cor de la ortodox, din Strâmb. Dar ce face cu tare? S-o pocăi. Și ce-o zic, popa? Pocăitule, m-ai învins. Ce-o conta că m-o scuipa pe obraz? Ochii de popă, parfumat, m-a șters bine și am rezolvat. Dar dacă mă uitam eu, o întrebare se ridică, cine sfinții de pe pământ? Domnule, sunt zăte de pretenție aici. Dar aș vrea să ne uităm la caste, da? Zice cartea în Psalmul 16. Psalmul 16 și versetul 3. Ascultați, vă rog. Sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea. Asta spune regele David. Domnule, erau pe vremea lui David oameni sfinți. Domnule, dar ce-o fi mâncat aia?
Ghizo, măcar ce averii, fiți avem noi lucrurile, nu le avem. Dar nu mi sfinți. Mai mult, întoarcem Cartea Sfântă la Daniel. La Daniel, la capitolul 7 și versetul 18. Zice așa Biblia. Dar Sfinții Celui Preanalt vor primi împărăția și vor înstăpâni împărăția în veci, din veșnicie în veșnicie. Versetul 21. Am văzut de asemenea cum cornul acesta a făcut război Sfinților și a biruit. 22. Până când a venit cel îmbătrân de zile și a făcut dreptate Sfinților Celui Preanalt. Și a venit vremea celui când Sfinții au luat în stăpânire împărăția slavă Domnului în veci. Oameni Sfinți. Dacă ne uităm în Biblie, în prima biserică, nu le spunea, eu sunt membru în Biserica Baptistă numărul 1, Sighel. Le spunea Sfinți. Sfinții din casa lui Ștefana vă trimiți sănătate. Sfinții din casa lui Aquila și Priscila vă trimiți sănătate. Nu le spune membrii din Sfinți. Și cuvântul ăsta, membru referitor la 1 Corinteni 12, 13, 14, are un înțeles. Dar oamenii aceia erau sfinți. Adică rupți de ceva și alipiți de altceva. Asta înseamnă un om sfânt. Vedem lucrul ăsta mai târziu. Cine sunt sfinții de care are Dumnezeu nevoie? Cine? În primul rând, dacă ne uităm în Cartea lui Dumnezeu, trebuie să auzi măcar o dată în viață ce spune Domnul Iisus. Capitolul 11, versetul 28 din Evanghelia după Matei. Spune așa, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Cine sunt sfinții? Ăia care au auzit chemarea lui Dumnezeu. S-a pocăit tata în 78 umbla la biserică, 79 la noi la pocăiți. Eu vreau să mă fac popă la ortodox. Tata, un om, dacă îmi ține mâna, ieșe în tavan. Da, dinozaur. Și nu văd omul ăla să încep niciodată la într-o gândită. Niciodată. El nu vreau să-și facă băiatul popă, să mă facă pe mine popă, crezând că dacă e o popă, tata neamului să-mi miluiește, să-mi miluiește. Bun, și-am fi dat examen la Cluj, la biologia ortodoxă, da? Nu pot nimic de ala. Bun, și-l văd pe tata pe genunchi. Mama la mama, și mama, tata s-o roagă pe genunchi. Lasă să-l rugă, s-o plătit. Bine, mama, duminica viitoare la fel. Și-o zis, nu fără un moment dat. Păi, eu stăpân aici, în coloană, cu mine la pocăiți. Nu. Și m-am dus la pocăiți. Domnule, zice, tăt, așa de drag era la pocăiți, la adunare. Cântări, predică frumos. Mă, dar când ieșem afară de acolo, așa cum le șterge cu buretele. Dă-mi să șterge, că mă așteptau afară dracii. Băieți, rată cu mine, fetele, și mai cu ei. Și le șterge de cu duminica viitoare, iar era la biserică. Și-a venit un moment în care am înțeles că nu se poate umbla pe două drumuri. Într-o joi, după masă, 19 octombrie, 1979. Am zis, da lui Dumnezeu pentru totdeauna. Bine, dragi, copii, eu nu pot concepe un tânăr să nu-și dedice viața lui Dumnezeu. Cum poți să mănânci cartofi când știi că de la Dumnezeu? Cum poți să mănânci pâine când știi că e de la Dumnezeu? Cum poți să te încalzi și vezi că ai picioare, alții nu le au și e de la Dumnezeu? Cum poți să privești pe mama și pe tata în față, să miroși câini, știind că toate astea vin de la Dumnezeu și să nu dai viața Domnului Iisus? Cine sunt sfinții? Cei care la un moment dat s-au întâlnit cu Domnul Iisus. Numai că s-au întâlnit cu Domnul Iisus. O și alții care sunt întâlnit cu Iisus. Lor respinzi. Trebuie să îl primești pe Domnul Iisus în viața ta. Să trăiești cu Iisus. Să experimentezi viața cu Iisus. Cea mai frumoasă viață. Cel mai minunat mod de viață. Trăirea cu Domnul Iisus. E aproape 12 și eu nu am aproape început predica. Sper să o termin tura viitoare.
Trebuie să te întâlnești cu Iisus. Trebuie să-L primești pe Iisus. Și apoi trebuie să te lași transformat de Iisus. Nu poți umbla cu Iisus fără să te lași transformat de El. Dacă ați fi văzut vreodată, ați văzut om sălbatic. N-ați văzut. N-am poză, dar ce am însemnat eu înainte de 1979. Numai Dumnezeu și mila lui Dumnezeu poate schimba un om. Într-o seară târzie, într-un moment târziu, se întâlnesc două persoane. Găsim asta în cartea Geneza, capitolul 34. Geneza, capitolul Geneza la capitolul 32, Dumnezeu întâlnește pe Iacov și stă de vorbă cu Iacov și are loc o întâlnire interesantă între aceștia. Și la urmă Dumnezeu îi spune, nu te vei mai numi Iacov, ci Israel. Dintr-o dată omul acesta s-a schimbat. Dar foarte interesant, scumpilor, dacă ne uităm în capitolul 35, de data asta, tot în Geneza, versetul 10, zice Biblia, Dumnezeu i-a zis, numele tău este Iacov, dar nu te vei mai chema Iacov, ci numele tău va fi Israel. Și a pus numele Israel de două ori. Dumnezeu îl avertizează și îi spune, numele tău trebuie schimbat, viața ta trebuie schimbată, tu ești alt om. Trebuie să fie alt om. În 1 Samuel 10 cu 6 spune, îi spune Samuel lui Saul, regele Israel, când va veni Duhul Sfânt peste tine, te vei transforma în alt om. Când va veni Duhul Sfânt peste tine, te vei transforma în alt om. Într-un om al Duhului. Un om sfânt. Știi tu ce port în pieptul meu este cântarea? Pace, fericire! Mie șterg păcatul cel mai greu! Pace, fericire! Ce port în pieptul tău? Duhul Sfânt, ești un om sfânt. Un om de care are Dumnezeu nevoie. Cine sunt oamenii sfinți care s-au întâlnit cu Iisus? Care l-au primit pe Iisus? Care s-au lăsat transformat de Iisus? Repede, spun câteva lucruri. În această lucrare face Dumnezeu partea Lui, dar trebuie să facem și noi partea noastră. Și ascultați, vă rog, care-i partea lui Dumnezeu? Și pentru asta deschide Biblia în Psalmul 80, versetul 3. Ridică-ne, Dumnezeule, fă să strălucească fața ta și vom fi scăpați. Versetul 7. Ridică-ne, Dumnezeul oștirilor, fă să strălucească fața ta și vom fi scăpați. Versetul 19. Doamne, Dumnezeul oștirilor, ridică-ne iarăși! Fă să strălucească fața ta și vom fi scăpați. Asta e partea lui Dumnezeu. Dar trebuie să fac și eu partea mea. Trebuie să fac și eu partea mea în sfințire. Și ascultați-vă care e partea. Pentru aceasta deschidem Biblia la Psalmul 42. Psalmul 42. Filipore cântă această extraordinară cântare. Dar ascultați-vă rog versetele 5 și versetul versetul 3. Zice Psalmul 42. Deci așa în versetul 11. Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi înăuntrul meu? Versetul 5 spune, pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi înăuntrul meu? Psalmul 43, Psalmul 42 spune treaba asta, Psalmul 43 cu versetul 5 spune același lucru. Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi înăuntrul meu? Păi cum să nu
se luminească sufletul, atâta vreme cât nu-i cine trebuie acolo. Un suflet unde nu există, nu-i Dumnezeu. Sufletul acela e mereu urmit și are nevoie de reabilitare spirituală, are nevoie de schimbare. Cum? Cum vine această schimbare? Întâi își face partea Dumnezeu și apoi trebuie să accept eu, trebuie să înțeleg eu că și eu trebuie să-mi fac partea mea. Și pentru aceasta întoarcem și la Romani, capitolul 12, și zice versetele 1 și 2 în felul următor. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă lăsați băgați în tiparul ei de lume. Să nu vă potriviți chipului viacului acestea, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută, desăvârșită. Nu vă lăsați băgați de lume în tiparele ei, ci voi lăsați-vă transformați de Dumnezeu. Cea mai mare binecuvântare pentru un om e o minte transformată, o inimă transformată, un om nou, un om Sfânt. Cea mai mare nevoie de oameni, cea mai mare nevoie a femeii noastre este nevoia de Sfânt. Ești? Sunt un om Sfânt? La o sărbătoare de Crăciun, o profesoară de la biserică a făcut cu copii o scenetă și a arătat pe copii sceneta cu nașterea Domnului și cu momentul acela în care Maria și Iosif vor să caute loc să nască, pe Iisus. Și în rolul hangiului, da? Un copilaș a fost Iosif, o fetiță a fost Maria, și în rolul hangiului un alt băiețel, că băiatul acela era un băiat foarte milos. Era nu tot la fel, un băiat foarte milos. Și lume multă, părinți, bunici, biserica, și copiii intră pe scenă și fiecare, la momentul în care vine băiețelul care era închipuia pe Iosif și fetița Maria, când ne, lasă-ne te rog, trebuie să nască Iisus, lasă-ne te rog un caice la han. Nu este loc, nu este loc, n-avem! Așa l-a învățat profesoara. Nu este loc, nu este loc! Dar pentru că era foarte milos copilul. Că s-a pus șabla, care era Iosif cu Maria. O prepară și a zis, fii atent aici. Am acasă camera mea. Vă dau camera mea la voi. Veniți la mine acasă. Profesorul învățător s-a stricat, pe rânduială. Dar de fapt așa a fost esența. Ai o cameră pentru Iisus. Ai un loc pentru Iisus. Unde e împăratul de curând născut al iudeilor? Întrebarea din seara Crăciunului. 2, Matei 2 și versetul 2. Ioan 20 cu 15. Domnule, întreabă Maria, era Iisus. Spune-mi unde l-ai pus pe Iisus. Domnule, spune-mi unde l-ai pus pe Iisus. Soră dragă, frate dragă, tinere dragă, unde e împăratul? Unde l-ai pus pe Iisus? Am o cameră pentru voi, o zis băiețelul. Ai un loc pentru Iisus? Are Iisus loc în inima dumneavoastră? Nu poți să fii un om sfânt fără cel sfânt. Foamea de sfânt. Nevoia de sfânt. Cea mai mare nevoie și cea mai mare binecuvântare pentru un om este de a fi un om sfânt. Glorificat să fie numele Domnului. Că El a avut, are și va avea oameni sfinți. Să ne facă și pe noi. Pe fiecare. Oameni sfinți. Amin.